Țicleanu, Lișan, Peldeanu, Răducanu, dribling, șut! Când intra în teren cu Steaua sau cu Naționala, Marcel Răducanu era aclamat de fani. Nu m-am gândit că nici mi-a dat seama că o să pot înscrie din unghiul acela. Am fost faultat, m-am ridicat, a lăsat arbitrul să alege avantajului, am primit din nou pasă și din colțul careului de sos, din mețuialități, în mânt puțin, am tras, nemai având ce face, pentru că eram talonat de bine, am tras, mingea s-a dus în colțul lung, fără speranță pentru băiat. Care conduce acum balonul pasând extra evidentului Marcel. Adrian Enescu. Contra 3 pe acest contraatac, liber absolut pe partea dreaptă. Dribling reușit Iordănescu. Centrare periculoasă, șut și gol! Greșește portarul Ștefan la această centrare. 1-0 pentru Steaua, autorul golului Marcel Răducanu. S-a părut discutabilă poziția lui Troi, dar arbitru a fost pe linie. Marcel Răducanu, 3-2. Eine Spielpause. Dazu noch Freistoß und ein Tor. Was für ein Tor. 1-1 Marcel Raducanu, 43. Minute. Unhaltbar, genau in den Winkel. Raducanu, heute in bestechender Form. Keiner kann ihn aufhalten. Ein Schuss ins lange Eck. 2-2, 62. Minute. Das Westfalenstadion mit einem Vollhaus.
stimați ascultători, ne aflăm la școala de fotbal Marcel Răducanu, în Dortmund, în Germania, după o mare carieră de jucător, după mai bine de 20 de ani de antrenorat. Vă simțiți un om împlinit? Da, pot să spun că sunt un om împlinit. Pentru mine este important că sunt sănătos, cum mă pot mișca și le pot arăta tuturor în continuare antrenamente, să fac antrenament cu ei, să îi văd că se dezvoltă și învață ceva. Asta e pentru mine important. Sunt copii talentați, sunt copii voitori și asta mă încântă și pentru mine ca antrenor îmi face plăcere când văd că un copil vede și îmi face exercițiul care l-aștept. Așa, când atingi pământul, așa, dă-i. Și ai, a plecat și mai mult, că de nu-ți alergă, nu-ți alege puțin, hai!